Mai și aici este o chestiune. În special garda personală. Era garda personală de 15, 7 într-o tură, 7 într-o tură și un șef al lor mai mare. Ca să-l ții garda personală, o tură, să-l ții 24 de ore. Apoi dai 24 de ore, așa este 24 de ore liber. Dar în timp de 24 de ore, omul s-ar trebui să dezbrace de uniformă, că mulți se purta uniformă militară, dezbrace, apoi să se ia un tramvai, mașină sau ce mai aveau, să ducea acasă, mâncau, mai discuta cu familia, după care se culca. După amiază se scola, mânca, mai ședeau puțin, trebuia să culce, pentru că a doua zi dimineață intra 24 de ore. 24, 15 nopți, el ședea aici, vis-a-vis, aveau o cameră, unde o casă, în apropiere, deci peste drum. Să-i țin pe ăștia 24 de ore, 15 de 15 ori pe lună, numai aici, să mănânce, te-ai întrebat, dar voi ce mâncați mai în timpul ăsta? Păi să vă spun eu, rămâneau 3-5, 4-5, rămâneau aici și 3-4-5 intrau într-o mașină, duceau repet la cantina CC-ului, mâncau, după care veneau ei și plecau ceilalți. Cât mai repede posibil. În pauza de la ora 1 și ceva, când mânca șeful și se rotinea până la 4 pe rost, ei toți ăștia mâncau în două rânduri, mâncă o dată un rând, alta dată un rând. Adică după imediat, mâncau la CC. Că la CC o să cantina de acolo, după mine, că am mâncat și la alte cantine, era cea mai proastă mâncare. Cea mai proastă mâncare și putea să dea o mâncare mai bună. Nu îți lipsea zilnic ciorba de salată. Aceea salată în care punea puțin lapte bătut, așa și vei schimba culoarea. Dar nu se poate. Adică să dai omului 2000 ceva de calorii sau nu știu cât avea pe la o mâncare sau 1000 ceva de calorii, 1000 ceva de kilocalorii. Nu se poate. Așa. E, să-i ții cu ăștia, dar nu te-ai întrebat niciodată, tu ne-a ofițerii și ai mei care văd tot, stau că ce făceau, îl luau de aici și îl ducea la Comitetul Central. Apoi așteptau 4 ore ca să-l aduc aici. Intrau la așteptat din nou, până când pleca cu el la ora 4, folosesc la Comitet Central. Venea de acolo și aștepta de nou. Dom'le, e cea mai grea, să zicem, activitate. Să aștepți. Nu sunt așa. E cea mai grea activitate, să zic, dacă pot să spun activitate, așa, a unui om când nu face nimic. Are un pistol la grup și așteaptă. Pe aștepți o zi, aștepți două, dar nu aștepți ani de zile. Au fost incidente în care ar fi fost solicitați? Nu știu, să vină unul să încerce să sară gardul sau ce? Nu, aici nu. Pentru că erau mai multe filtre. Erau filtrele de la poliție și apoi erau cele de la securitate. Vă închipuiți că securitatea avea la poartă aici. Era poarta asta 1, unde se intră aici în apropiere și mai era poarta numărul 2, unde se intra pentru mașini. Și personalul, tot personalul, aici la poarta unui era un ofițer, dincolo era un suboficer. Așa, ăștia erau cei doi care păzeau. În postul ăsta, doar acolo, pe primăverea, avea un ofițer, mai era încă unul în partea, era un ofițer, mai era în partea spre Iliescu sau cine e unde... Da, dar unde stătea domnul Ceaușescu. Mai era la curs. În casa care stă un Ceaușescu. 4-5 ofițeri în jurul casei sau suboficeri ce erau. Așa, unul la poartă, care era permanent, erau și ăștia două sau trei schimburi. Dar acum să vedeți o chestiune, că e una ca să fii ofițer din garda personală, alta erau lăscenății care păzeau ăștia, făceau parte într-un serviciu de vers, care erau în jurul casei, lăscenății erau într-un serviciu special de gardă personală. Dar erau șefi diferiți. Așa e peste tot în lume, să știți. Și mai e încă o chestiune. Și unii și alții care erau, ei nu cunoșteau problemele de casă, probleme de interior, ce se întâmplă în mintea, în gândurile oamenilor. Așa erau serviciile de informații care ăștia acționau pentru cunoaștere. Ăștia nații păzeau. Ăsta avea, în cap de persoană, avea un pistol, mașină și
să uitau toate părțile de aici până acum, de ce trau să am altă parte în tot ceau. Și nații bagăți erau cei care păzeau clădirea, dar erau și nații la tehnic, care după ce se făceau niște lucrări, tipul cât Ceaușescu era plecat la mare, ei erau cei care supravegheau și apoi controlau tot, așa că aveau aparatura, adică erau diferiți.